Drumul spre litoral s-a transformat într-un adevărat coșmar în această dimineață. 55 de autoturisme în care erau 150 de persoane au fost implicate în mai multe accidente care s-au produs în lanț pe autostrada Soarelui. 16 persoane, printre care și copii, au ajuns la spital. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, astfel că la fața locului au ajuns mai multe echipaje de prim ajutor din 4 județe. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a trimis în zonă și un spital mobil. Din primele informații, cauza principală a carambolului uriaș a fost ceața care s-a format pe autostradă la primele ore ale dimineții. Zeci de mașini au fost implicate într-un accident în lanț pe drumul spre mare. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție. Primele informații arată că peste 15 persoane rănite au ajuns la spital cu mai multe traumatisme. Între victime sunt și copii. Nicio persoană nu a fost rănită grav, toți cei implicați sunt conștienți și cooperanți. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, în aceste autoturisme se aflau peste 150 de persoane care au fost evaluate din punct de vedere medical. În acest caz a fost activat planul roșu de intervenție. Potrivit șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, în zona a fost trimis și un elicopter SMURD de la Galați. A fost declarat plan roșu și plan alb la Constanța. Planul roșu a însemnat trimiterea de la Constanța a unui număr mai mare de echipaje de prim ajutor, de terapie intensivă mobilă, un echipaj și 13 echipaje de la serviciul de ambulanță, care includ echipaje de tip B și de tip C, iar din județele limitrofe, din Ialomița, s-a trimis echipaje de descarcerare, de prim ajutor și de pompieri de stingere, și s-a trimis și de la Călăraș 4 B-uri, o descarcerare și un ATPVM, mașină de multiple victime, iar de la București s-au trimis 10 mașini de tip B, 2 mașini de terapie intensivă de tip C, un post medical avansat, o mașină de multiple victime și o mașină de descarcerare. Din primele informații, accidentul în lanț s-a produs din cauza ceții. Pentru a fluidiza traficul în zonă, autoritățile au precizat că toate autoturismele implicate sunt mutate pe banda de urgență. Potrivit organelor de anchetă, a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cauzele luate în calcul sunt ceața și nerespectarea distanței.